Bună seara, Adi. Înfrângere pentru voi, prima din acest sezon și după un an și, pentru că ultima tot aici la Craiova a fost. Cum povestește-ne, cum a fost din punctul tău de vedere acest derby? Da, este o seară tristă, din păcate am luat bătaia în această seară. Anul acesta n-am reușit să câștigăm. Problema este că ne creăm foarte multe ocazii și nu reușim să înscriem. Craiova au fost pragmatici astă seară. La primele două șuturi pe spațiu porțul, cred că au și înscris cele două goluri. Asta este, trebuie să mergem înainte, n-avem ce face. S-a simțit chiar atât de mult lipsa lui Țucudean în această seară? Da, se pare că da. Țucudean este un jucător foarte important pentru noi. S-a simțit, din păcate, lipsa lui. Nu am reușit să înscriem. Probabil că dacă era el, alta era soarta partidei. În acest moment a intrat și Craiova în lupta pentru titlu cu adevărat sau? Eu întotdeauna am văzut pe Craiova în lupta pentru titlu și bineînțeles că vor fi până la final. Cred că campionatul se va juca ca și anul trecut până în ultima etapă. Care este statutul lor în această luptă? Nu știu, publicul? Faptul că acasă, iată, devine aproape invincibil. Acasă publicul îi ajută extraordinar de mult. Este al 12-lea jucător, au echipă bună. Un antrenor la fel care știe ce vrea de la fiecare meci și se vede asta în teren. Au determinare, au tot ce le trebuie pentru a se bate la campionat. S-a tot vorbit de demiterea lui Consei sau vă e teamă că e posibil să vă pierdeți antrenorul? Nu mi-este teamă, pentru că au mai fost zvonuri și în trecut și dânsul a trecut cu brio peste aceste zvonuri. Trebuie să strângem rândurile, ne așteaptă un meci extrem de greu cu Astra și trebuie să spargem gheața anul acesta, să luăm cele 3 puncte și de acolo să fie din ce în ce mai bine. Este teamă, mai ales după ce ați văzut Astra spulver în viitor? Da, niciun meci nu seamănă cu altul și atitudinea noastră va fi alta la următorul meci. Cu siguranță vom da tot ce putem și sperăm să obținem cele 3 puncte. Mulțumim.